Bună tuturor! Vă invit astăzi la un desert specific perioadei Crăciunului și anume nuci umplute cu cremă de ciocolată. Vom începe prin a prepara crema de ciocolată, care are nevoie să stea câteva ore la frigider înainte să putem umple nucile. Este un ganaș destul de simplu, e rețeta clasică, cu ciocolată cu lapte și ciocolată amăruie, pentru că mie îmi place să se simtă mai puternic gustul de cacao. Puteți să faceți doar cu ciocolată amăruie sau chiar și cu ciocolată albă, câtă vreme respectați proporțiile de frișcă și ciocolată. Ganașul se prepară destul de simplu. Peste ciocolata ruptă bucățele sau tăiată, se pune frișcă fierbinte și unt topit. Smântâna pentru frișcă trebuie să fie aproape de punctul de fierbere, dar nu clocotită. Ciocolata se va topi frumos de la căldura acesteia și după 10 minute în care stau liniștite împreună, putem să le amestecăm. La început o să arate ca și cum nu o să iasă niciodată o cremă de acolo, dar aveți încredere. Trust the process! Am observat că cel mai bine mi iese ganașul dacă folosesc o spatulă în ton cu sărbătorile. Bun, ciocolata s-a topit și frișca și ciocolata sunt bine omogenizate. Acum este momentul să le lăsăm la rece câteva ore bune sau chiar peste noapte. E momentul să ne apucăm de cojile de nuci. Alotul este destul de simplu, veți găsi lista cu ingredientele în descriere. Începem prin a bate ouăle cu zahărul. Nu trebuie să fie bătute spumă, ci doar până când zahărul se dizolvă complet. Adăugăm uleiul și un praf de sare și continuăm să amestecăm puțin. Următorul este iaurtul. Eu am folosit un iaurt gras și vă încurajez să faceți la fel, astfel cojile de nuci vor ieși mai fragede. E important ca și cojile de nuci să aibă un gust plăcut, așa că eu am pus puțină esență de rom și puțină pastă de vanilie. În amintirile copilăriei mele, aceste nuci aveau un gust puternic de esență de rom. E important să omogenizăm bine cu untel toate ingredientele umede. Putem acum să adăugăm ingredientele uscate, și anume făina și praful de copt. Ne vom mai folosi puțin de tel să înglobăm și praful de copt și puțin din făină. Când aluatul devine puțin prea dens ca să mai lucrăm cu telul, vom folosi, spre oroarea multora dintre voi, mâinile. Aluatul nu trebuie frământat mult. Veți obține un aluat elastic și ușor de modelat. Bun, e momentul să ne apucăm de biluțe. Vom folosi un cântar și veți vedea imediat de ce este atât de important. Vom cântări biluțe de exact 4 grame, nici mai mult, nici mai puțin. Dacă sunt prea mici, cojița va ieși incompletă, iar dacă sunt prea mari, o să avem prea mult surplus pe margine. E o muncă migăloasă, eu vă încurajez să-i chemați pe copii aproape, de obicei le place să ruleze biluțele de aluat. Nu uitați, folosiți cântarul la fiecare biluță, e important să aibă fix 4 grame. De asemenea, e important și să le rulați sub formă de biluță, poate chiar puțin alungită, tip o ușor, ca să vă încapă mai bine în forma de copt. Știu că mulți dintre voi ați crescut cu forma aceea care cocea nucile pe aragaz, la fel și eu, doar că acum m-am mai modernizat puțin și am găsit forma aceasta care merge pe bază de curent. Încap și mai multe nucuțe și merge mult, mult mai repede, fără a face fum în casă. În doar câteva secunde am 24 de jumătăți de nucă gata coapte. Trucul meu să le scot fără să mar pe degete este să folosesc o frigăruie din bambus. Pentru că se coc atât de repede, e important să faceți toate biluțele dinainte, pentru că nu veți avea timp între o tură de coacere și următoare. Mi se pare deosebit de satisfăcător să pun biluțele astea fiecare în locașul ei, să închid capacul și apoi, taram, am cojițele de nuci gata, coapte și rumenite. Uitați-vă,
cred că am vreo 200 de nuci aici. O să vedeți că unele au ieșit, poate puțin mai pârlite, altele mai mici, altele mai mari. Nu-i nicio problemă, nu aruncăm nimic. Pe cele arse, la fel și marginile celor care au dat pe din afară, le punem deoparte într-un bol. E momentul să ne luăm un cuțit mic, ascuțit, și să ne punem un serial, pentru că asta va dura puțin. Dacă nu vă place să lucrați cu cuțitul, puteți foarte bine să rupeți marginile cu mâna, doar că o să iasă puțin colțuroase. Aceste coși de nuci pot fi făcute cu mult timp înainte să le chiar umplem. Rezistă foarte bine într-o pungă în cămară, chiar și 2-3 săptămâni, fără nicio problemă. Țineți minte, nu aruncăm nici marginile, nici nucile arse sau incomplete. Ganașul de ciocolată a stat în frigider peste noapte și acum l-am bătut bine cu un mixer până a ieșit așa spumos și delicios. În crema aceasta vom îngloba nuci tocate, mie îmi place să le și rumenesc puțin înainte, și marginile de la nuci pe care le-am blenduit puțin ca să fie mai mărunte. Amestecăm totul foarte bine, veți vedea că obținem o cremă care seamănă puțin la gust cu bomboanele Ferrero Rocher. Acum e momentul să mai adăugați arome în cremă, dacă mai simțiți nevoia. Poate puțin aromă de rom sau vanilie, cum vă place. Cu crema asta rezultată, umplem cojile de nuci. Atenție, nu puneți foarte multă cremă pentru că va da pe din afară. Facem așa un sandwich delicios de nucuțe și cremă. E important să curățăm marginile de ciocolată care ies pe afară, ca să nu se înmoaie prea tare și să nu se mâzgălească celelalte nuci. Nucile astfel obținute, bombițe delicioase pline cu cremă, le vom tăvăli în puțin zahăr pudră, ca să fie cu un aspect nins. După cum vedeți, unele sunt mai drăguțe, altele mai puțin reușite, dar promit că toate sunt absolut delicioase și nu o să se plângă nimeni. Nucile sunt mai bune a doua zi sau după ce au stat câteva ore cu crema. Astfel, ele se vor înmuia și vor fi fragede și delicioase. Pentru că nu toată lumea are aparat de copt nuci sau răbdare, îmi place ca în fiecare an să ofer o cutie cu nucuțe delicioase cadou. Ca și asta. Nu e așa că sunt drăguțe? Imaginați-vă dimineața de Crăciun cu o nucă aromată și o cafea fierbinte. Divin! Aceasta este rețeta noastră de nuci. Dacă v-a plăcut, nu uitați să vă abonați la canalul nostru.